Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Ioas, băiețelul împărat. Împreună cu Iasmin vom asculta textul de memorat din Psalm, capitolul 40 cu versetul 8. Te rog frumos, Iasmin! Psalm 40 cu 8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Ce frumos este textul nostru! Mulțumim, Iasmin! În biserica ta este cor? Ai auzit vreodată un cor cântând cântări de laudă lui Dumnezeu? Multe coruri au o costumație specială, care le face să arate frumos. Îți poți imagina un cor lăudându-l cu bucurie pe Dumnezeu și defilând în pas de marș pentru a înfrunta un inamic înspăimântător în timp ce cântă? Ei bine, exact așa s-a întâmplat în urmă cu mult timp, dar mai întâi să aflăm mai multe despre împăratul care avea acest cor. În împărăția de sud, în Iuda, uneori au fost împărați buni și alteori răi. Unul din împărații buni ai lui Iuda a fost împăratul Iosafat. El a fost unul din urmașii împăratului David. Ce ne spune Biblia despre el și de ce a putut Dumnezeu să îl binecuvânteze? Haideți să vedem ce găsim în 2 Cronici, capitolul 17, cu versetele 3 la 6. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. Se întâmplă ca și oamenii buni să facă greșeli? O, sigur că da! Una din greșelile lui Iosafat a fost că i-a permis fiului său, Ioram, să se căsătorească cu Atalia, fiica nelegiuitului împărat Ahab și a Izabelei. Din această cauză, a fost mai ușor pentru Ahab să se împrietenească cu Iosafat, în ciuda faptului că Ahab se închina la idoli. Într-o ocazie, când Iosafat a vizitat Israelul, Ahab l-a întrebat dacă ar vrea să îl ajute să lupte împotriva sirienilor pentru că dorea să câștige o cetate pe care ei o luaseră de la Israel. Iosafat a spus că îl va ajuta, dar mai întâi voia să fie sigur că urmau planul lui Dumnezeu, așa că l-a rugat pe Ahab să cheme câțiva proroci. Așa a și făcut Ahab, dar aceștia nu erau proroci ai lui Dumnezeu. Ce au avut de spus prorocii? 2 Cronici, capitolul 18, cu versetele 4 și 5. Apoi, Iosafat a zis împăratului lui Israel: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis: să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă? Și ei au răspuns: suie-te și Dumnezeu o va da în mâinile împăratului. Iosafat a cerut să afle cuvântul Domnului și a insistat să fie chemat unul din prorocii lui Dumnezeu. În cele din urmă, Ahab a cedat. Ce i-a spus prorocul lui Dumnezeu? Vom afla în continuare, dar înainte, haideți să ascultăm întrebarea de gândit. Crezi că Ahab se temea că prorocul lui Dumnezeu avea să spună ceva diferit de ce ar fi vrut el să audă? Ceea ce ne dorim diferă uneori de ceea ce cred părinții noștri că ar trebui să avem? Te poți gândi la o astfel de situație? Prorocul lui Dumnezeu pe care l-a chemat Ahab a spus că nu vor câștiga lupta împotriva sirienilor. Acest lucru l-a înfuriat atât de tare pe Ahab încât l-a trimis pe proroc la închisoare. Crezi că Iosafat ar fi trebuit să meargă acasă în loc să se alăture lui Ahab în luptă? Desigur, dar nu a făcut așa. Ahab a fost rănit grav în timpul luptei. Care din proroci a avut dreptate la final?
Ce s-a întâmplat? 2 Cronici, capitolul 18, cu versetul 34. Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car în fața sirienilor până seara și a murit pe la apusul soarelui. Și capitolul 19 cu versetul 1, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Iosafat știa că singurul lucru sigur de făcut era să asculte de Dumnezeul nostru puternic și iubitor. După ce s-a întors acasă la Ierusalim, a venit vestea că o armată uriașă de 3 națiuni venea să lupte împotriva lui. Ce a făcut el și poporul lui? 2 Cronici, capitolul 20, cu versetele 3 și 4. În spaima sa, Iosafat s-a îndreptat către Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și a venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Dumnezeu i-a spus lui Iosafat prin prorocul lui că el nici măcar nu va trebui să lupte de această dată. De ce? Pentru că Dumnezeu însuși va lupta pentru el. Deoarece Iosafat credea ce i-a spus prorocul lui Dumnezeu, că lupta va fi a Domnului și că ei nici măcar nu trebuiau să lupte, el a vorbit cu poporul și a pus cântăreți în fața armatei pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Îți poți imagina acest lucru? Corul s-a pus în fața armatei când au pornit să întâlnească vrășmașul. Acest lucru le arăta că ei credeau în prorocul lui Dumnezeu. Cu ei mai era și armata de îngeri a lui Dumnezeu. Și ei știau ce trebuia să facă. Ce mare bucurie pentru ei să ajute! Numai decât cele 3 armate vrășmașe au început să lupte unele contra altora. Gândește-te! Nu uita niciodată această poveste. Dumnezeu a pus-o în Biblie pentru a ne spune ceva foarte important. Într-o zi, curând, chiar înainte ca Iisus să se întoarcă și când va părea că poporul lui Dumnezeu va fi distrus de vrăjmașul lui, Dumnezeu ne va salva așa cum a făcut cu Iosafat. Vrăjmașii se vor ucide între ei și noi vom fi în siguranță. Ești bucuros că înveți să te încrezi și să asculți de Iisus? Haideți să ascultăm ultima jumătate din 2 Cronici, capitolul 20 cu 20. Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Crezi că mai este adevărat? Oh, sigur că da! Dumnezeu a trimis un profet special pentru noi. Îți amintești cine este? Ellen White. După moartea lui Iosafat, la tron a venit Ioram, care s-a căsătorit cu Atalia, fiica nelegiuitului Ahab și a Izabelei. Acum soția împăratului era o femeie rea. Crezi că ea l-a ajutat pe Ioram să îl iubească și să asculte de Dumnezeu, la fel ca tatălui Iosafat? Ce a ales el să facă? 2 Cronici, capitolul 21, cu versetul 6. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Deja erau mulți oameni în împărăția lui Iuda care încă se închinau la idoli. Nici Ioram și nici fiul lui Ahazia, care a urcat pe tron după ce a murit tatălui, nu au ajutat poporul să se schimbe. Dumnezeu nu i-a putut binecuvânta, dar lucrurile s-au înrăutățit și mai mult după ce au murit ei. Nelegiuita Atalia a hotărât să preia ea conducerea. Pentru a-și asigura poziția, i-a ucis pe toți cei despre care credea că ar putea încerca să fie împărați. I-a ucis chiar și pe nepoții ei, în afară de unul. Un băiețel a fost salvat și a fost ascuns în siguranță în dormitorul mătușii lui Iosebet,
chiar fata împăratului Ioram. Ea se căsătorise cu marele preot Jehoiada și locuiau în una din locuințele de la templu, aproape de palatul împărătesei. Pe băiețel îl chema Ioas, pentru că Ioșabeat a fost sora tatălui băiatului, era mătușa lui și Jehoiada era unchiul lui. Cât timp l-au ținut ascuns pe micuțul Ioas în templu? Haideți să ascultăm în 2 Cronici, capitolul 22, cu versetul 12. A stat 6 ani ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu și în țară domnea Atalia. Gândește-te, Jehoiada, marele preot, îl iubea pe Dumnezeu. Crezi că micuțul Ioas a învățat să îl iubească și el pe Dumnezeu și să asculte de cele 10 porunci? Tu înveți asta? Jehoiada, marele preot, știa că micuțul Ioas era adevăratul împărat în Iuda. Pe când Ioas avea 7 ani, unchiul lui a hotărât că era timpul să facă ceva pentru a o detrona pe împărăteasa nelegiuită Atalia. Așa că a chemat câțiva conducători ai armatei și le-a spus de micuțul Ioas. Când aceștia au aflat că un fiu al împăratului era în viață, au fost foarte bucuroși și au promis să păstreze secretul. Apoi, ei i-au chemat pe conducători și pe leviți. Când Jehoiada i-a reamintit poporului ce spusese Dumnezeu că întotdeauna avea să fie cineva din familia lui David pe tronul împăratului său, au fost ei de acord cu acest lucru? O, sigur că da! Cu toții știau că încă era foarte important să păstreze secretul. Dacă Atalia avea să afle ce urma să se întâmple, ar fi fost foarte furioasă. Jehoiada a plănuit totul cu mare atenție. Fiecare preot și fiecare slujitor știau unde urmau să fie și ce trebuiau să facă. Slujitorii trebuiau să aibă sulițe și scuturi. Ioas avea să fie îmbrăcat în haina lui micuță și își cunoștea sarcinile. La momentul potrivit, curtea templului s-a umplut de oameni. Probabil că a venit în mare liniște pentru că împărăteasa cearea încă nu știa ce se întâmplă. Cu toți erau la locurile lor când Jehoiada l-a scos afară pe micul Ioas și l-a pus lângă stâlp. Ce s-a întâmplat după aceea? 2 împărați, 11 cu 12. Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. Gândește-te, cuvântul lui Dumnezeu avea să îi spune lui Ioas cum să fie un împărat bun. Câte teste trebuie să citească din el? Deuteronomul 17 cu 18 la 20. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pe el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeului, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Cât de des ar trebui să citim noi din Biblie? În fiecare zi. Când împărăteasa Atalia a auzit strigăte și bătăi din palme la templu, a mers în grabă să vadă ce se întâmpla. Ce a făcut când a văzut ce se întâmpla? 2 Cronici, capitolul 23, cu versetul 13. S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpetenile și trâmbițele erau lângă împărat. Tot poporul țării se bucura și sunau din trâmbițe, iar cântăreții cu instrumentele de muzică ziceau cântările de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis: "Vânzare! Vânzare!" Jehoiada avea totul pregătit pentru ea. El a dat poruncă și soldații au luat-o în grabă și au scos afară. În cele din urmă, împărăteasa cearea a plecat de la tron.
Acum, Jehoiada vorbea poporului foarte serios. Ei nu fuseseră credincioși lui Dumnezeu și știau acest lucru. Dar acum, ce au făgăduit ei să facă? Versetul 16. Jehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat, un legământ prin care aveau să fie poporul lui Dumnezeu. Cum a demonstrat poporul că era serios în promisiunea făcută? Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o, i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Toți au fost foarte bucuroși când s-au organizat serviciile la templu și au început din nou așa cum trebuia, fără îndoială că s-a făcut curățenie și în palat și idolii păgâni, care erau probabil pe acolo, au fost distruși. Tronul era acum pregătit pentru noul și tânărul împărat. În ziua în care Ioas a plecat de la templu și s-a mutat în palat, a fost mare sărbătoare. Ți-l poți imagina pe micul Ioas stând drept și semeț pe marele tron frumos? Dar pe măsură ce creștea, Ioas observa multe schimbări care trebuiau făcute și multe lucruri care trebuiau înfăptuite. Unii din ceilalți împărați nu fuseseră credincioși lui Dumnezeu. Ei nu ascultaseră de ce era scris în Cartea Legii. Ioas a trudit din greu să schimbe lucrurile pentru a fi așa cum trebuiau să fie. Ioas își dorea cu ardoare să realizeze un lucru, dar era foarte scump și necesita foarte mulți bani. Știi ce anume și-a dorit el? Vom afla în continuare, dar înainte gândește-te. Ioas era doar un băiețel, dar a făcut alegeri bune până acum? Haideți să vedem în 2 Cronici, capitolul 24, cu versetul 4, care era lucrul special pe care Ioas dorea să îl facă. După aceea, Ioas și-a pus de gând să dreagă casa Domnului. Ce plan a făcut pentru a obține banii necesari? Duceți-vă prin cetățile lui Iuda, le-a spus el, și strângeți bani din tot Israelul pe fiecare an pentru dregerea casei Dumnezeului vostru și grăbiți-vă cu lucrul acesta. Dar leviții nu s-au grăbit. Ioas a fost dezamăgit pentru că dura prea mult, apoi s-a gândit la o idee pentru a strânge banii mult mai repede. Care a fost ideea? A pus la poarta cetății o ladă și fiecare putea să pună acolo cât dorea. Planul a funcționat. Zi de zi se strângeau bani pentru cumpărarea materialelor și pentru plata lucrătorilor. La final, templul a fost exact așa cum spera Ioas. Întotdeauna Ioas a urmat cu atenție sfatul plin de înțelepciune a lui Jehoiada, unchiul său, dar la vârsta de 130 de ani, unchiul lui a murit. După aceea, Ioas a ales să urmeze sfatul unora dintre conducători și cu greu putea crede ce s-a întâmplat în continuare. Haideți să continuăm cu versetele 17 și 18. După moartea lui Jehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat și au părăsit casa Domnului Dumnezeului părinților lor și au slujit astarteilor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Ce alegere tristă pentru Ioas! Probabil că a fost foarte greu pentru Dumnezeu să privească. El dorea ca poporul său să se răzgândească. Zaharia, fiul unchiului Jehoiada, le-a dat o avertizare specială, dar Ioas tot nu a ales schimbarea. De fapt, el chiar a poruncit ca Zaharia să fie ucis. Cât de îngrozitor! Apoi, după ce o mică armată de sirieni a venit împotriva lui Iuda, ce s-a întâmplat cu Ioas? Continuăm cu versetele 24 și 25. Oastea sirienilor a venit cu un mic număr de oameni. Totuși, Domnul a dat în mâinile lor
oaste foarte neînsemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Astfel au pedepsit sirienii pe Ioas. Când au plecat de la el, după ce-l lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au înăltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Ihoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraților. Cât de trist! Băiatul împărat, care a făcut atât de mult pentru Dumnezeu la început, și-a ales greșit prietenii și s-a încrezut în ei în loc să asculte de Dumnezeu. Gândește-te! Alegeri, alegeri! În fiecare zi alegem de multe ori. Sunt prietenii pe care îi alegem importanți? Poți înțelege de ce părinții își doresc pentru copiilor să aleagă prieteni buni? Prietenii ne pot ajuta să luăm o hotărâre bună sau rea. Prietenii tăi te ajută să iei hotărâri bune? Dar tu îi ajuți pe prietenii tăi să facă acest lucru? Fiți binecuvântați să alegeți întotdeauna să faceți ceea ce spune Dumnezeu. Domnul cu voi!